Tocmai ce s-a terminat întâlnirea ambasadorului Statelor Unite, doamnelor și domnilor, cu Liviu Dragnea. Bună ziua, bine v-am găsit la Obiectiv. Cel puțin o oră a stat Hans Klemm în biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil cei doi au discutat despre scandalul din justiție, provocat de dezvăluirile privind modul în care se fac dosare, se fabrică probe la DNA. Vizita lui Hans Klemm vine în contextul în care peste doar două zile ministrul justiției va face public raportul privind activitatea DNA. Andreea Dumitrache este la Palatul Parlamentului. Andreea, ai reușit să afli detalii? E foarte puțin timp de când a plecat Hans Klemm în legătură cu această întâlnire? De doar câteva minute a plecat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în țara noastră, Hans Klemm, și el a fost condus de către vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Bircea. A participat și ea la această întâlnire și l-a condus din biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea. Deocamdată nu avem informații oficiale, însă putem spune că cel mai probabil au discutat despre situația din justiție, despre scandalul care a izbucnit în ultimele săptămâni, mai ales că știm Hans Klemm a avut o întâlnire și cu premierul Viorica Dăncilă săptămâna trecută și atunci acesta a abordat acest subiect, așa că cel mai probabil au discutat și acum. Vom vedea dacă sunt și altele subiectele, pentru că în discuția cu premierul Dăncilă, Hans Klemm s-a referit și la posibilitatea ca țara noastră să fie inclusă în programul Visa Waiver, ce ar însemna eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Ar fi a doua întâlnire în decurs de câteva luni, întâlnire la care vedem Hans Klemm, ambasadorul, a venit în biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea. Atunci, oficial, Liviu Dragnea spunea că au discutat doar despre înființarea Muzeului Holocaustului la noi în țară, însă vom vedea ce va spune acum, pentru că există aceste informații că au avut discuții legate de acest scandal din justiție, mai ales că știm în două zile urmează să vină și anunțul ministrului Tudorel Toader cu privire la posibilitatea de revocare a procurorului șef al DNA Laura Codruța-Chioveși. Mulțumim, Andreea, este ziua.